Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Camelia Varga și vă prezint știrile AgroTV. Sute de gospodării și locuințe au fost inundate în județul Bacău, iar pagubele materiale sunt foarte mari. În unele localități, apa potabilă va fi restricționată deoarece există avarii atât la infrastructura de transport cât și la stațiile de pompare. AgroTV a trimis o echipă în județul Bacău pentru a relata de la fața locului despre necazul oamenilor din zonă. Pentru început, vă prezentăm situația din Dărmănești, relatează reporterul nostru special, Marius Milia. Ploile din ultima perioadă au lovit localitatea Dărmănești din județul Bacău. Apele au distrus poduri, podeței, iar un drum care face legătura în localitate pur și simplu a fost luat de ape. 50 de gospodării sunt afectate de inundațiile din zilele anterioare, dar avem un număr foarte mare de podețe, poduri, construcții hidrotehnice afectate sau distruse în integralitate. În urma comisiei care a fost constituită la nivel de uh, ISU Bacău și Instituția Prefectului, s-a deplasat și la Dărmănești o comisie, a evaluat chiar aseară târziu, am terminat evaluarea acestor uh, pagube și uh, suma se cifrează undeva la 6,9 milioane de lei noi, peste 1.700.000 de euro. Uh, ați reușit să gestionați pe moment atunci lucrurile când toată lumea era disperată și apele creșteau? Sigur că da, dimineața, sâmbătă dimineața, începând cu orele 4 dimineața, am fost în teren toți cu toate utilajele pe care le avem la dispoziție în cadrul primăriei și nu numai, am intervenit și am reușit să limităm efectele inundațiilor, altfel cred că ar fi fost foarte grav. Chiar în această zonă, vedeți, suntem în cartierul Plopu, a orașului Dărmănești, strada Plopu și acest pâriaș care în condiții normale are un depit foarte, foarte scăzut, a venit, a rupt digul de malul de apărare, a rupt calea de acces în aval și, sigur, dacă nu se intervenea atunci, la prima oră, inunda peste 350 de gospodării toate în aval de, de acest pâriaș. Se așteaptă din nou ploi în zona noastră, digurile, mare parte din digurile de apărare sunt rupte și o ploaie mult mai mică decât cea care a fost cu o săptămână în urmă ar afecta grav mare parte din gospodările situate pe raza orașului. Păi astea au fost un debit foarte mare de apă și au fost necazuri mari, cu polovani, cu... Da, ce, ce, ce. Lumea era spediata. Da, era speriată și intrau de acum în casă. O situație mai gravă decât la Dărmănești se regăsește în Slănic, Moldova. Practic un colț de rai cotropit de viituri. Zeci de locuințe inundate, poduri și multe diguri de protecție grav avariate, care pun în pericol foarte multe case, inclusiv un bloc de locuințe în stațiunea Slănic, Moldova. Alimentarea cu energie electrică s-a întrerupt, iar țevile de gaz au fost grav afectate. Și în această zonă calamitată, echipele nu noastre au fost prezente pentru a vă aduce informații. Avem vârstnici aici care au peste 80 de ani și spun că de când trăiesc ei așa ceva nu au văzut. A venit așa din toate părțile, știți că am avut cod roșu, a fost foarte greu. Nu, nu, nu vreau, nici nu poți comenta o asemenea distrugere. Sunt locuri în care, incredibil, apa a distrus ziduri de beton grele de câteva tone și le-a luat la vale și le-a mișcat sute de metri. Este, este, ceva foarte grav, dar în același timp sperăm să primim ajutor și sperăm să, să refacem foarte repede, în așa fel încât viața comunității și turiștii noștri să revină la asta din Moldova. Prima evaluare n-am făcut-o eu. Dacă vă amintiți, doamna prim-ministru a fost recent aici, imediat după evenimente, și atunci s-a făcut o evaluare, s-au stabilit o serie de măsuri. De aceea, unul din uh, obiectivele mele de astăzi este legat de a urmări dacă s-au demarat uh, demersurile necesare pentru remedierea în regim de maximă urgență a uh, ceea ce se poate remedia acum, de evaluarea a pagubilor, astfel încât să promovăm. Uh, documentația necesară acordării de despăgubiri proiectele necesare pentru refacerea infrastructurii, despăguviri pentru familii, tot ce trebuie derulat în regim de maximă urgență, deci la o situație excepțională, măsuri excepționale. În calitate de prefect al județului Bacău, așa cum știți, am transmis toate datele la minister. Am dispus două comisii de evaluare pe întreaga stațiune Slănic-Moldova, inclusiv la case și la porțile oamenilor, pentru a putea evalua corect efectele inundațiilor care tocmai au trebuit. Trecut. Vom transmite, printr-o hotărâre de Comitet Județean pentru Situații de Urgență, vom transmite la București, punctual, stadiul fiecarei case. În 29 de localități din județul Tulcea a fost identificat virusul de pestă porcina africană. Confirmarea focarelor a venit chiar din partea directorului Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Pe lângă echipele de medici veterinari care se ocupă de focare, în județ mai activează și echipe care întocmesc documentațiile necesare acordării despăgubirilor proprietarilor de suine sacrificate. Potrivit direcției, apariția focarelor de PPA din România, la un interval de aproximativ 3 ani față de înregistrarea focarelor de peste din Ucraina, se explică prin începerea recoltării mecanizate și a vânătorii în țara vecină, care au speriat mistreții bolnavi. Aceștia, pe fondul nivelului scăzut al Dunării, au ajuns în delta românească, unde au intrat în contact cu suinele domestice crescute de localnici, în unele cazuri, în stare de libertate. În Tulcea sunt 29 de localități afectate, mai mult sau mai puțin de PPA. Întregul aparat sanitar, veterinar, județean și central este implicat în acțiunile de stopare a difuzării acestui virus în alte exploatații sau localități. În Tulcea avem o echipă care participă la eutanasiera și ecarisarea exploatației comerciale cu circa 46.000 de capete de porcine. Acțiunea este în derulare și probabil că va mai dura o perioadă. Bugetul direcției include sumele necesare de spăgubirii proprietarilor de animale infectate cu boli ca de exemplu anemia infecțioasă egvină, leucoza enzootică bovină și gripa aviară. Județul Tulcea este, conform Comisiei Europene, zona de risc, ceea ce înseamnă că porcinele vii nu pot părăsi județul și nici produsele și subprodusele obținute de la acestea. Niciuna dintre probele recoltate de la mistreții din Delta nu a fost pozitivă la PPA potrivit DSVSA până pe data de 11 iunie, când pe raza comunei Chatalchioy au fost găsiți trei mistreți morți. Fermierii care cresc porci sunt îngrijorați de valul de cazuri confirmate de peste porcina africană. Boala infecțioasă nu are nici tratament, nici vaccin, mortalitatea efectivelor fiind de 100%. Crescătorii trebuie să știe care sunt semnele ce apar la un porc bolnav de peste porcina africană, mai exact cum arată un porc bolnav de această boală. Din păcate, primele semne ale pestei porcine africane pot fi cu greu observate. Simptomele bolii apar mai ales în formă formele precaute sau acute, atunci fermierul va putea observa cu ușurință o serie de manifestări care indică îmbolnăvirea porcilor de peste porcine. Dacă observați vreun deces inexplicabil în efectivul de porci, este semn clar că trebuie să vă alarmați, să raportați situația atât medicului veterinar cât și autorităților sanitar-veterinare. Febra ridicată de circa 40-42 de grade Celsius este un alt posibil semn al îmbolnăvirii porcilor cu peste porcine africane. Porci bolnavi prezintă înroșire ale pielii, simptom ce poate fi sesizat mai mult la animalele cu pielea deschisă. Acest simptom apare mai ales în vârful urechilor, la coadă, pe piept sau în zona abdomenului. Pierderele poftei de mâncare a apetitului este un alt semn care trebuie să îngrijoreze pe fermieri. Porcii cu peste porcina africană își pierd energia, devin apatice și înainte de deces cu 24-48 de ore își pierd coordonarea motrică. Scrofele bolnave de peste avortează, însă de precizat că boala afectează în mod egal masculii și femelele, iar îmbolnăvirea nu este influențată de vârstă. Porcii cu peste porcine pot prezenta stări de vomă, diaree, uneori cu sânge, scurgeri la ochi. În maxim 20 de zile de la îmbolnăvire, animalele cu peste suferă decesul. Pesta se transmite prin contactul dintre animalele bolnave și animalele sănătoase, hrănirea porcilor cu carne infectată, vectori biologici, vehicole, utilaje, îmbrăcăminte. Sursele virusului se pot afla în sânge, țesuturi, și excreții ale animalelor bolnave și moarte. Animalele care s-au recuperat din infecții acute sau cronice pot deveni purtătoare de virus, în special la porcii domestici din zone în care boala evoluează zootic. Totodată există risc major de îmbolnăvire de la furajele contaminate. Agenția Națională pentru Zootehnie, prin direcția de inspecție și prin structurile teritoriale, realizează inspecția activității de control oficial al performanțelor de producție și dispun măsuri și sancțiuni în cazurile constatate de neconformitate. Controlul oficial al performanțelor de producție este realizat în baza metodologiei de lucru aprobată de Registrul Genealogic Rasial și avizată de Agenția Națională pentru Zootehnie. În urma acestei activități au fost dispuse următoarele măsuri și sancțiuni. Excluderea efectivelor de animale din controlul oficial al performanțelor, excluderea crescătorilor de la acordarea ajutoarelor de stat pentru ameliorare până la remedierea deficiențelor, neavizarea documentației tehnice pentru încasarea ajutoarelor de stat pentru ameliorare, suspendarea eliberării de certificate de origine și chiar retragerea acreditării asociațiilor în cazul în care respectiva asociație nu a respectat în mod repetat, continuu sau general cerințele legislației în vigoare. Ameliorarea populațiilor de se realizează cu dificultate din cauza intervalului relativ mare între generații, 4 ani și numărul mare de reproducători reținuți la montă. Pentru realizarea obiectivelor ameliorării și obținerea performanțelor dorite, se mențin la reproducție doar reproducătorii care provin din părinți și bunici înscriși sau înregistrați în Registrul Genealogic Rasial, pentru care se poate estima valoarea genetică pe baza informațiilor de performanță obținute din controlul oficial. În lipsa acestor informații, un mascul nu poate fi certificat ca reproducător în cadrul unui program de ameliorare, deoarece nu îi se poate stabili valoarea genetică, aspectul unui animal fiind determinat atât de factori genetici cât și de factori de mediu, fermă, an, sezon. Să-mi fac cumpărăturile din oborul orașului sau să merg la hipermarket? Mai ales orășanul își pune o astfel de întrebare legată și de banii pe care îi are, dar și de calitatea produselor pe care le caută. Din păcate, la noi, puterea de cumpărare permite doar unei anumite categorii de consumatori să se hrănească sănătos. Restul, cumpărăm cam ce ne cade în mână. Excepția care întărește regula a fost găsită de reporterul nostru în piața centrală a Sibiului, dar până la excepție să aflăm cauzele care produc efectele negative. Produsul românesc, produsul românesc generat de producătorul mic, să spun așa sau mediu, tot în piață îl găsim și niciodată un producător de un nivel mediu, să spunem, să nu spun mic, că acesta poate vine cu produse o zi, două pe săptămână și le vinde și pleacă înapoi acasă. Nu se poate să meargă să aibă o constanță într-un supermarket. Este o utopie, nu se poate. Gândiți-vă că și supermarketurile, cu siguranță, știți foarte bine, condițiile lor cresc Într-una, ei vor produsele să aibă aceleași dimensiuni, să aibă aceeași calitate tot timpul, să fie preambalate, să fie livrate cum vor ei și, evident, plata să fie după nu știu cât timp. Număr de zile. Diferența da. între Sau prețul de... pe care îl primește producătorul și prețul de raft este foarte mare și este normal până la urmă că ei dictează prețul. Sunt mulți factori care nu vor contribui la. la deci nu credeți într-o de lege că se va putea aplica vreodată că până nu, mai există? Nu, nu cred nu cred. Mai mult decât contactul direct între producător sau reprezentantul producătorului și consumator, nu cred că poate fi mai benefic pentru produsul românesc decât cel din piață. Apropo de. Da. gândiți-vă, gândiți acest lucru este foarte important, pentru că nu există intermediar între producător și cumpărător. Eu zic că e cel mai lanț bun și scurt. exact, cel mai scurt lanț care, până la urmă, este benefic tuturora. Nu am fost în supermarket. Niciodată? Niciodată. Deci dumneavoastră n-ați călcat niciodată într-un supermarket? Nu, n-am, pentru că eu am marfă multă, producem multă marfă acasă, producție multă și aici am vândut-o. Deci chiar la, nici la Angro, așa, rar când am vândut, deci toată marfa o vindem aici. Am și băiatul acolo pe colțul ăla care, la fel, deci de la unul la altul ne ajutăm. Telemeaua de Sibiu sub semnul întrebării. Produsul atestat de curând cu girul Ministerului Agriculturii pare să nu fie pe placul multor producători din zona Ardealului. Motivul? Nerespectarea rețetarului cu o vechime de peste 2000 de ani. Cei care au studiat documentele spun că MADR trebuie să-și asume răspunderea pentru trăznăile din caietul de sarcini trecute cu vederea în momentul acordării certificării. Ce reguli au fost constatate și ce mai este de făcut, aflați de la colegul meu, Marius Milea. Documentația și caietul de sarcin, așa cum au fost ele întocmite și aprobate de Ministerul Agriculturii, au fost transmise către Bruxelles, fiind înregistrate la Comisia Europeană. Specialiștii din industria lactatelor așteaptă acum salvarea de la organismul european care ar putea să conteste compoziția laptelui din caietul de sarcin sau conținutul mare de sare prevăzut în același document. Însă, doar o contestație venită din partea altui producător european din afara României mai poate opri obținerea certificării IGP la nivel european. Cu alte cuvinte, așteptăm din afara țării minunea care să ne salveze de propriile greșeli. Reprezentanții Asociației Producătorilor de Telemea de Sibiu au încercat să acopere lipsurile din caietul de sarcine al produsului pentru care a fost solicitată certificarea menționând că în ceea ce privește cantitatea de sare, ce poate fi de 8% în produs, aceasta este o limită maximă. Totuși, normativele alimentare, după care lucrează sectorul industrializat în domeniul brânzeturilor, prevăd cantități de sare de maximum 4-4,5%. Înseamnă că în caietul de sarcin pentru telemeaua de Sibiu a fost înscrisă o cantitate dublă de sare. Cea mai flagrantă eroare inclusă în caietul de sarcini pentru repararea produsului Telemea de Sibiu este însă înscrierea parametrilor fizico-chimici de la laptele de vacă pentru Telemea făcută din lapte de oaie. Într-o luare de poziție pe acest subiect, Dorin Cojocaru, președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, afirma cu așa ca de sarcin distrugeți 2000 de ani de istorie și tradiție în realizarea unor produse veritabile. Caietul de sarcin prevede o densitate a laptelui de oaie de 1,028 față de 1,033 și poate conduce ușor cu gândul la faptul că în acest fel producătorii vor putea completa materia primă cu cantități din lapte de vacă. Și uite așa, de la un produs cu reputație excelentă pe plan național, Telemeaua de Sibiu riscă să devină un produs ambigu în care cantitatea de apă depășește jumătate din masa netă, cantitatea de sare poate fi în mod legal dublă față de maximum admis în alte brânzeturi, iar materia primă poate fi și o combinație de lapte de oaie și lapte de vacă. Cea mai mare parte a peștelui pe care îl cumpărăm provine din exploatațiile piscicole de peste graniță și asta în condițiile în care avem în țară oameni dedicați afacerilor cu puied de crab și fitofag. Colegul meu Ovidiu Ghinea a fost în județul Călăraș, la Balta de la Ulmu, unde a stat de vorbă cu administratorul fermei piscicole din zonă. Că o concluzie a materialului și în anii viitori vom mânca în continuare pește din import. Este lipsă de pește pentru că nu se populează. Sunt lacuri de sute de hectare, de mii de hectare, dar eu sunt nevoit să le las la peștele la cheremul păsărilor, pentru că nu cumpără, nu vrea să le populeze. Așteaptă la subvențiile Uniunii Europene. Și sunt nevoit să mă uit și să înghit. Pentru că așa să vrea, așa să... Se... I dau, am 100 de hectare și las păsările să le mânce, pentru că nu vrea nimeni să populeze. Avem un lac, moștiștea, unde s-a făcut special aceasta pepinieră, să populeze lacul moștiștea de 3000 de hectare. Dar de 30 de ani nu s-a băgat un pește de acolo. Să așteaptă la subvenții. Deci eu nu am cum să-i dau. Dau la particulare, dar la bălțile mari, așteaptă la subvențiile Uniunii Europene, nu vrea să populeze. Și așa că las și eu la păsări să mănânce, subvenții nu avem, deja noi facem parte din agricultura românească. Apele române fac parte din agricultura românească, noi nu avem subvenții pe hectar, pe kilogram, pe producție. Și de-aia, nu că nu e rentabilă, e foarte rentabilă. Am ales, noi avem o zonă, la lacul Moșteștea, Gălățui, Frăsinet, foarte dulce, un pește foarte dulce, care era pe timpul Ceaușescu, hrânea tot sudul țării din aceste bălți. Acum așteptăm la peștele oceanic din congelator. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a încheiat convenții cu 16 instituții bancare și non-bancare în vederea eliberării de adeverințe pentru beneficiarii schemelor de plată. Mai precis, pentru schema de plată unică pe suprafață, plată redistributivă, măsuri compensatorii de dezvoltare rurală, adeverințele se eliberează pentru cei care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente. Valoarea creditului va fi de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinței liberate de APIA. Fondul de garantare a creditului rural și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor. În ceea ce privește comisionele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților Curente, să analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare în ceea ce privește costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și cele două fonduri de garantare se postează pe site-ul instituției la adresa apia.org.ro în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile zilei. Dacă surprindeți un eveniment care poate deveni o știre, vă invităm să luați legătura cu noi pe pagina oficială de Facebook AgroTV sau la adresa de e-mail știriarondagrominus tvro Imediat urmează agrometeo și după emisiunea de comentarii și dezbateri Agricultura la raport realizată de colegul meu, Ovidiu Ghinea. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! la noapte, instabilitatea atmosferică va fi diminuată semnificativ. Astfel, în Moldova, incluzând și zona Carpaților Orientali, înorările vor persista și va ploa. Pe spații mici, cantitățile de apă vor totaliza 20-25 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi temporar noros, iar ploi slabe vor fi în primele ore pe arii restrânse în Muntenia și în Transilvania și cu totul izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane înalte, în delta și trecător, posibil și în timpul ploilor. Temperaturile minime se vor încadra între 12 și 22 de grade, ușor mai Scăzută în depresiuni. Mâine, vremea se va încălzi în majoritatea regiunilor. În vestul, nord-vestul și nordul țării, zonele montane și submontane și pe arii restrânse, în centru, vor fi înorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe spații mici, mai ales în zona munților Apuseni și în Maramureș, se vor cumula cantități de apă în jurul a 20 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi posibile căderi de grindină. În Restul teritoriului cerul va fi variabil cu norări trecătoare, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 31 de grade. Pe adâncimea de sol 0-100 de cm, rezerva de apă în cultura neirigată de porumb va prezenta valori satisfăcătoare apropiată de optim și optime, în aproape toată țara. Izolat în estul Munteniei, sudul Transilvaniei și nordul Moldovei se vor semnala ușoare excese de umiditate în sol. Deficit de umiditate în sol se vor înregistra izolat în nordul, estul Dobrogei, precum și în sud-estul Moldovei. Pe fondul regimului hidrotermic favorabil din aer și sol, ritmurile vegetative ale culturilor agricole vor evolua normal pe majoritatea suprafețelor agricole. Pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului, la speciile prășitoare, aflate în perioada consumului maxim față de apă, procesele de creștere și dezvoltare vor fi mai intense, îndeosebi în zonele de câmpie. În cea mai mare parte a zonelor de cultură, la orzul de toamnă, se vor finaliza lucrările de recoltare. Funcție de data semănatului, la grâul de toamnă se vor continua maturitatea în ceară și de plină, precum și recoltarea la nivelul întregii țări. Cultura de rapiță din aproape toate zonele de cultură se va recolta pe ultimele suprafețe agricole. În zilele fără precipitații, lucrările agricole în câmp se vor desfășura în general normal. Lucrări de întreținere la speciile proșitoare, combaterea bolilor și dăunătorilor prin aplicarea de tratamente fitosanitare la culturile de câmp și pomii viticole, efectuarea lucrărilor de recoltare, transport și depozitare a fructelor și cerea de toamnă, eliberarea terenurilor de resturile vegetale.